anunțați. Vă rog, da, suntem... Doamna procuror generală, ați operat deja primele rețineri. Sunt primele rezultate ale anchetei, vor mai urma și alte puneri sub acuzare? Cele două rețineri le-au operat procurorii de caz. Ancheta continuă, după cum bine știți, și urmează ca tot procurorii de caz să dispună cu privire la măsurile ce vor fi luate în cursul anchetei penale. Au fost audiate peste 40 de persoane de sâmbătă și până în prezent. Ați identificat pirotehnicul? De ce ați schimbat? Haideți ca să vă răspund. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind sesizați cu privire la producerea unui incendiu în clubul colectiv, ce a avut ca urmare moartea mai multor persoane și vătămarea altora, au dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de omor calificat, urmărire penală cu privire la faptă, pentru a stabili cauza și împrejurările în care s-au produs faptele. Probele administrate ulterior, de vineri noaptea, de sâmbătă și până în prezent, au stabilit cauza incendiului, modul de propagare, cauza decesului victimelor, astfel încât s-a stabilit ca modalitate de vinovăție a săvârșirii faptei, culpa și nu intenția. Ați stabilit identitatea celor care au făcut acel spectacol pirotehnic, de la care spectacolul a și pornit acest incendiu devastator? Am stabilit identitatea persoanelor, compania care a furnizat materialele. S-au ridicat documente de la sediul firmei? S-au ridicat documente de la mai multe instituții publice și private. Potrivit legii, uciderea din culpă, cu cât se pedepsește? Imediat vă răspund. Toate persoanele cu privire la care se va stabili o formă de vinovăție în acest dosar penal vor răspunde inclusiv penal. Autoritățile locale care au avizat... Am spus toate. Ancheta se derulează pe toate palierele, atât cu privire la companiile private, cât și cu privire la autoritățile statului. Pedepsa în cazul infracțiunii de ucidere din culpă în această variantă agravată este de până la 10 ani de închisoare în formă agravată și pentru vătămare corporală din culpă 4 ani. Dacă se aplică regulile concursului și pot fi identificate și alte infracțiuni care au fost săvârșite, regulile concursului sunt mult mai ferme. Până la acest moment au rezultat fapte de corupție comise de terțe persoane? Până în acest moment, ancheta, investigația penală s-a concentrat pe victime, pe morți, pe persoanele care efectiv... Sunt relevante imagine de pe camerele de supraveghere pe care le-ați ridicat? Da. Știm că e o anchetă de anvergură prin prisma numărului de persoane care au suferit, dar și celor care au fost implicate. Preconizați că veți finaliza relativ rapid această anchetă și veți trimite rapid în judecată suspecții? Așa cum v-am spus și sâmbătă, ne-am luat angajamentul că vom acorda o perioadă deosebită acestei cauze. Vom căuta, atenție, să facem o anchetă efectivă și într-un termen rezonabil și cu respectarea tuturor drepturilor și garanțiilor procesuale. Vă mulțumesc foarte mult. De ieri erau 29 de persoane cu identitate probabilă. S-au mai schimbat. În cursul zilei de astăzi am identificat toate victimele, atât cele care au decedat, cât și victimele care trăiesc. Au fost audiate peste 40 de persoane. Urmează să ne continuăm investigațiile. Vă mulțumesc foarte mult. Firma care manageria trupa ROC este și avizată de suspiciuni. Câtă vreme ea a fost cea care a închiriat spațiul? Ea a fost cea care a închiriat spectacolul pirotehnic? V-am spus că ancheta se derulează pe toate palierele și v-am răspuns anterior că ne concentrăm pe toate firmele, cu toate companiile, fie ele private sau instituții publice.